În anii 70, Nicolae Ceaușescu a cerut savanților o alternativă mai ieftină la metrou. Revenit în țară în anul 1969, celebrul inventator Henri Coandă înființează Institutul de Creație Științifică și Tehnică INCREST, acolo unde printre zecile de invenții punea bazele unui mijloc de transport revoluționar, un tren electric capabil să circule atât printr-un tub special cât și la înălțime, pe un sistem de stâlpi speciali. Henri Coandă a vorbit despre ideea sa la TVR în anul 1970. Mă întreb dacă n-am putea să considerăm gândirea românească așa fel încât ceilalți să vie să ne ajute în mod financiar, cumpărând ideile noastre, iar nu noi să plătim la alții transformări ideilor românești. De la idee, de la schițele pe hârtie, proiectul trenului electric al lui Coandă avea să devină realitate în numai câțiva ani. În anul 1974, pe Valea Teleagenului, aproape de comuna Măneciu, a fost construită o conductă de 300 de metri pentru trenul tubular. Experimentele secrete se realizau într-o pădure departe de ochii curioși. Au fost realizate primele transporturi de mărfuri la 2000 din Baia Mare și Caraorman. Ulterior, pentru a testa transportul persoanelor, echipa de ingineri a construit o conductă de 1600 de metri. Se poate ca personal, oamenii să nu le placă să fie într-un tub multă vreme, dar sub altă formă e stau la metrou la Paris, câte 40 de minute sub pământ. Cum experimentele se desfășuraseră cu succes, Henri Coandă proiectase traseul unui tren de călători care trebuia să circule prin conducte pe ruta București-Ploiești. Distanța de 60 de kilometri dintre cele două orașe urma să fie parcursă într-un timp record. La transportul de persoane s-a gândit la un București-Ploiești în 6-8 minute, iar drumul de la București la Constanța să fie parcurs în 30 de minute, spune inginerul Sorin Dinea. Conductele respective pot fi poziționate suprateran, subteran, nu afectează terenul agricol, nu are nevoie de terenuri care să fie scoase, cumpărate, expropriate. Nu e o problemă de a asigura confortul trenului respectiv, plus că vitezele sunt foarte mari, stabilitatea în tuburile astea este mult mai mare decât pe două șine. Coandă visa ca trenul său să poată atinge viteze de 500 de km la oră. Era un joc de presiune și depresiune, explică savantul, care susținea că transportul prin tub ar trebui să fie făcut pe pernă de aer. Dincolo de transportul de călători, marele savant dorea ca invenția sa să fie aplicată și la transportul de mărfuri între portul Constanța și combinatul siderurgic de la Galați. Cât ar dura, să spunem, transportul unui container prin acest sistem tubular pe o distanță cunoscută de toată lumea, București-Ploiești? Cam vreo 7-8 minute. Din păcate, Henri Coandă n-a mai ajuns să-și ducă planul la capăt, stingându-se din viață în 1972. Munca sa avea să fie preluată de un grup de ingineri din care făcea parte și Dan Ionescu. Acesta a rememorat într-un interviu acordat celor de la TVR în anul 2013 că și lui Ceaușescu i-a plăcut foarte mult ideea unui tren electric foarte rapid. Se gândea la un transport de acest gen care să lege stațiunile de pe litoral mai puțin ca varianta pentru metrou, unde prima lui reacție a fost că i-ar fi fost teamă să urce într-un astfel de vehicul. În anii 80, inginerii români au studiat posibilitatea de a construi trenul de viteză inventat de Coandă între Mangalia și Constanța. Pe traseu ar fi existat și o stație din sticlă în mijlocul mării, unde pasagerii puteau admira fauna marină. I-a plăcut foarte mult ideea cu transportul între stațiunile de pe litoral, mai puțin ca variantă pentru metrou. Pe fondul crizei economice din anii 80, proiectul avea să fie însă abandonat, pentru că Ceaușescu își pusese ambiția și alocase toate resursele pentru construcția metroului bucureștean. După finalizarea metroului, Ceaușescu avea de gând să treacă la trenul electric al lui Coandă. Schimbarea regimului în 1989 avea să șteargă toate planurile privind construcția trenului electric. De atunci nimic nu s-a schimbat, cu toate că soluția tehnică este încă de actualitate. România are un brevet de invenție, toate documentele sunt încă în arhive. Toate calculele pe care le-au făcut specialiștii la vremea respectivă, împreună cu Coandă, arătau că nu era nicio problemă de a atinge cele 500 de kilometri. Tot ce a făcut el a fost la obiect, a fost simplu și
și a fost foarte nou. Avem nevoie însă de autorități dispuse să-și asume astfel de proiecte, să dezvolte invențiile lui Coandă care stau de zeci de ani în sertare și care pot aduce un beneficiu real României. Trenul electric al lui Coandă este o invenție care astăzi ne-ar fi poziționat înaintea chinezilor sau americanilor care experimentează și astfel de soluții. Nu demult, Statele Unite au anunțat că vor să construiască un tren de mare viteză care va funcționa după principiul gândit de Coandă. Built as the fastest way to cross the surface of the Earth, Hyperloop represents the greatest leap in transport infrastructure for generations. With passengers sitting in pods that travel at airline speed through pressurized tubes, using electric propulsion and magnetic levitation, the concept promises to slash journey times between major cities from several hours to a matter of minutes. Trenul este proiectat să circule într-un sistem tubular cu viteze de până la 6500 de km pe oră și va face legătura între orașele New York și Los Angeles. Distanța dintre cele două metropole de 4000 de km va putea fi parcursă în mai puțin de 45 de minute. Încă o dată ni se confirmă faptul că România nu a dus lipsă de creiere, de inventivitate și de oameni vizionari, însă aceștia au fost prea puțini sau deloc apreciați, uitați de negura timpului. În anii 50, industria auto românească lansa proiectul unei dintre cele mai spectaculoase modele SUV din istoria automobilului. Aro avea să devină prima mașină realizată 100% cu piese românești vândută în peste 110 țări din întreaga lume. The powerful engine and four-wheel drive permit the Aro car to climb easily slopes with an inclination of up to 35 degrees. Istoria reprezintă poate cel mai bine efectele tranziției de la comunism la un capitalism, de la marile uzine de stat care produceau pe bandă rulantă pentru export, la mormanele de fiare vechi care aveau să fie privatizate pe un leu în anii 90. Istoria Aro începe în anii 50 la Câmpul Lung, Muscel, pe locul în care între 1885 și 1899 a funcționat o fabrică de hârtie a companiei Letea Bacău. Dezafectate în 1933, halele fabricii aveau să fie folosite drept depozite de armament în al doilea război mondial. După război, la Câmpul Lung, Muscel s-au reparat mașinile și camioanele deținute de armata română și cea sovietică. După 1950, timp de 3 ani, s-au produs lacăte, pompe de stropit pentru agricultură și viticultură. În 1953, fabrica s-a reprofilat pe producția de motociclete, producând un număr total de 12 unități din modelul IMS-53. Din anul 1957 încep să se producă primele piese de schimb auto, cutii de viteze și motoare, an care coincide cu demararea fabricării autoturismelor de teren IMS-57, M-59 și M-461. 10 ani mai târziu, producția IMS-urilor avea să fie înlocuită ulterior cu cea a noilor modele Aro inspirate din SUV-urile rusești. Proiectat și produs 100% în România, Aro IMS M-461 a fost primul model de mare succes la export. Mașina avea un motor derivat dintr-un Ford V8 de 2,5 litri pe benzină și 70 de cai putere. Era foarte bine calibrat, mai ales pentru terenurile grele, cum erau drumurile din România la acele vremuri. Ținuta bună de drum și costurile ieftine de întreținere aveau să reprezinte argumente esențiale pentru exporturile modelului M461. Un argument semnificativ care a stimulat producția pentru export a fost participarea și câștigarea raliurilor de la Fosse Rally din Belgia din 1970 și Sun of the Beach în Oregon, Statele Unite din 1973. Aro raporta la finele anilor 70 exportul aproape 47.000 de exemplare, în special în America de Sud și Asia.
Succesul modelului Aro IMS M461 avea să fie depășit de cel al Aro 24, model care a început să fie produs în 1972 și a cărei producție a continuat până în 2006, când uzina a fost închisă. Aro 24 aducea pe lângă un nou design o îmbunătățire semnificativă a suspensiilor. Mașina nu avea servodirecție, nici aer condiționat, iar puterea motorului nu depășea 100 de cai putere. Cu toate acestea, modelul se vedea foarte bine pentru că era ieftin, ușor și fiabil. În anii 80, motorul unui extrem de gurmand, cu un consum de 15-20 de litri la 100 de kilometri, avea să fie înlocuit cu două variante de motor diesel autohtone cu injecție modificate de 2600 de cm cub, respectiv 3200 de cm cub, fabricate la Brașov. Motoarele aveau 4 cilindri, 2 chiulase și o bujie incandescentă. Interesant este că atunci când normele Euro au devenit obligatorii, toate mașinile fabricate la Aro Câmpul Lung au trecut pe motoare străine. Modelul Aro 244 cu motor Ford V6 și injecție electronică pe benzină avea să fie un adevărat hit de vânzări, fiind vândut inclusiv în Statele Unite sub denumirea Aro Hunter. With a ground clearance of 250 mm, the Aro all-purpose car can cross without any difficulty river courses of up to 60 cm deep or can travel successfully on moving sands. Potrivit experților, în acea vreme Aro erau considerate a fi una dintre cele mai bune mașini de teren din lume, rivalizând cu faimoasele mărci Jeep și Hummer, Land Rover și Toyota. Aro a mai produs câteva modele interesante. Unul dintre ele este Aro 304, realizat în 1977 la cererea lui Nicolae Ceaușescu, un model considerat de lux cu care președintele mergea în vizitele oficiale. Mașina, produsă în numai 6 exemplare, avea să ajungă și la alți șefi de stat, Erich Honecker în RDG și Todor Jivkov, președintele Bulgariei. Aro 304 avea printre altele aer condiționat, trapă electrică și tapiserie din piele. Alte două modele lansate în ediție limitate aveau să fie Aro 12 și Aro 16. Aro 12, realizat în 1987 împreună cu Dacia, folosea o caroserie de Dacia Break și oferea foarte interesant tracțiune integrală. Modelul n-a fost pe placul lui Ceaușescu, astfel că nu au fost produse decât 14 unități. Aceea soartă a avut-o și modelul Aro 16, realizat cu caroserie de all-seat. Era un mini SUV în genul celor pe care le vedem acum pe străzi, dar care nu a primit undă verde de producție, fiind realizat doar un singur exemplar. Celelalte modele mergeau însă foarte bine, astfel că în perioada 1957-2006, la uzina Aro de la Câmpul Lung Muscel aveau să fie fabricate peste 380.000 de autoturisme. Mașinile erau vândute ca pâinea caldă la export, ajungând inclusiv în Columbia, Canada și în țările arabe. Povestea Aro avea să se stingă ușor-ușor după Revoluție. Cum statul n-avea bani să investească în retehnologizarea Aro pentru a duce la standarde de poluare moderne, s-a căutat soluția unui investitor străin. Deși pe lista potențialilor investitori se aflau Ford și Chrysler, uzina avea să fie vândută în 2003 către Crosslander pentru suma de numai 153.000 de dolari. Investitorul, o firmă de apartament, anunța investiții de 2 milioane de dolari și lansarea unui nou model. În 2006 însă Aro dădea faliment, iar în mai 2007, omul de afaceri Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, a cumpărat prin compania Landmark Management o parte dintre activele foste uzine Aro, plătind în total 16,5 milioane de euro. În prezent, pe platforma Aro nu se mai produc mașini, ci doar componente auto.